Natalia și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după cum v-ați dat seama și din titlu, vom desface un pachet secret, adică acesta. Ce crezi că, că este aici? Nici eu nu știu, deci haideți să vedem împreună. Și ce scrie aici? Like și follow. Asta trebuie să faceți voi. Deci haideți să numărăm până la 5 și voi să dați like și follow. 1, 2, 3, 4, 5. Sper că ați dat, deci haideți să începem. Acesta este pachetul, după cum v-ați dat seama, și o să-l desfacem și o să vedem ce are în el. Deci, haideți să începem. Deja am găsit ceva. Ce-o fi aici? Ok, ne trebuie să vede ceva roșu. Ok. E greu de deschis, dar se vede ceva roșu. Vă mi se pare că este cumva semnul de la Kinder? Haideți să aflăm. Chiar Kinder este? Haideți să vedem ce surpriză ne-a făcut astăzi. Îmi desface acest... se pare că avem niște pachetele surpriză aici. Desfacem din ce în ce mai mult. Și o corniță? De unde poate veni cornița? Vedeți și voi ce văd și eu. Haideți să continuăm pentru a afla ce este sub această folie albă. Ceva se vede și aproape... uitați ce am descoperit, dar de unde vine cumva aceasta? Haideți să aflăm! De aici, deci, wow, uitați ce ne-a pregătit de data asta Kinder! Haideți să dăm gunoaiele la o parte și să ne apucăm de desfăcut în continuare. Deci, da, prieteni, cam așa arată, iar acum o să-l desfacem. Are puțin scotch aici. Și gata! Și, ta-da! Se pare că are și o bentiță, haideți să încercăm! E drăguță. Și uitați aici, se pare că există și de fetițe și de băieței. Wow, asta e chiar uimitor. Și acum haideți să vedem ce are aici. Are două ciocolăți, un pachetel Kinder și Kinder Country. Eu abia aștept să le mănânc, cred că o să fie foarte bune. Și apropo, scrieți-mi în comentarii ce ați primit voi de Moș Nicolae. Și să știți că vlogul nu se cheie aici. Acum o să vă arăt, în afară de acest pachetel, ce am mai primit eu de la Moș Nicolae. Deci haideți să începem. Cutiuță, vino! Aceasta este o cutiuță și cred că v-ați dat seama că aici sunt elastice. Deci haideți să luăm și a doua parte. Cred că v-ați dat seama că am primit un set de brățări. Prima mea brățară a fost asta, pe care am făcut-o, și cam atât am făcut. Am aici instrucțiuni și o grămadă de elastice. Haideți să vă fac o prezentare cu ce conține acest set. Conține acest instrument, are așa ca un ac. Și aici așa ca să poți să ții, să te ajuți. Și aceste două... nu știu cum să le spun, dar sunt pentru a pune elasticele și să faci brățări. Poți să le unești așa, dar poți să le și ții așa. Și aici avem o grămadă de elastice, de toate felurile și culorile. Wow! Haideți să vedem ce conține și raftul numărul 2. Dacă sunteți curioși, nu uitați să dați un like și un follow. Raftul numărul 2 conține ceva... ca un ușor Kinder, haideți să vedem ce se află în ușor. Wow, se află prinzătoare pentru brățări, se pare. Și mai avem aici un pachetel cu
cu elastice gri. Nu știu dacă o să le folosesc, pentru că mie îmi plac brățările colorate. Nu vedeți și voi câte culori sunt aici? Deci da, eu astea le-am primit de Moș Nicolae și încă mai multe, doar că nu le-am aici pe toate. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu v-am pupat, pa!